Am ajuns la etapa mai puțin plăcută a bilelor roșii, dar dacă menți prietenia cu el, cred că o să fie bine. Așa că bilele se vor face roșii, iată, trebuie să luăm prima bilă. Tu bilele verzi le-ai lansat de la pozițiile 4 și 5. Așa că te rog, de aici. Să... Unde trebuie, da? Tu o să mergi la numărul 1. La un leu. Bun, au ajuns cele două bile roșii la 4 și la 5. Hai, nu, tu mă emiți, tu mă emiți. Trimit-o, trimit-o aici, trimit-o aici, trimit-o. Nu, e ok, da. A fost. Da. 34.333 de lei. E o sumă foarte frumoasă. Zidu-da și ziduia. Suntem la Marele Zid. Începe runda 3. Alberto, tot ce a fost până acum contează mai puțin, pentru că cea mai mare sumă de la baza zidului este de 150.000 de lei. Și aveți șansa la un câștig maxim de 1.500.000 de lei. Începem runda cu 4 bile verzi. Tu lansezi bilele verzi din ce poziție vrei tu, fiecare pe rând. După cum știi, reprezintă bani pe care tu îi câștigi. La finalul rundei, 4 bile roșii care scad banii vor închide jocul. Dar vor fi lansate din aceleași poziții din care tu ai ales să joci bilele verzi. Șansele tale sunt cele 3 întrebări, cele 3 bile albe de la mijloc. Ele pot fi verzi, pot fi roșii, asta depinde și de Magda foarte mult. Începem cu bilele verzi și vreau să-mi spui de unde ai vrea să lansezi prima bilă. Vreau să spun că în momentul în care am plecat de acasă, așa, am stat de vorbă cu Andrei și am zis ce alegere ai face tu la ultima rundă. Și bilele vor pleca de pe numele de care el le-a ales. Fiul tău al... Hai să vedem, da, ce a ales Andrei pentru prima bilă. O să începem cu numărul 7. A ales 7, da, din prima. Da. Mergem. Ok. Bun. Trimitem bila verde la poziția 7. Pentru Andrei suntem, da, suntem și în timpul meciului. La... Andrei e în atac. Echipa. Asta vreau să văd, da? Da. Hai să cadă bila. Dreapta. Hai. Dreapta. E foarte bine. Hai, trimite-o acolo. Dreapta, e bine, e bine. Hai că vine, 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 vine. Nu. Foarte aproape. Dar e bine, e bine, e bine, pentru că aia e zona care ne interesează. 34.433 de lei. Am mai adăugat 100 de lei. Hai să luăm următoarea bilă verde. Spunem ce spune Andrei. Numărul 1. 1. Suntem tot în timpul meciului, Albert. Tot, da, în timpul meciului. Da, dar sigur, nu s-a terminat meciul. Tu ești pe bancă, Albert, ești pe bancă. Și Andrei atacă și-a luat iar mingea și-o bate. Ești gata? Da, hai, dreapta, să cadă bila. Dreapta. Hai, trimite-o. Hai, dreapta. Dreapta. Hai, trimite-o, dreapta, trimite-o. Foarte bine, foarte. Dreapta. Hai că se dreapta, duce, dreapta, se duce. Nu, nu, dreapta. Du-te, nu, du-te, du-te. Extraordinar. Nu se poate. 34.434 de lei. E bine, e bine, e bine. Mai avem. Spune-mi, te rog, de unde lansăm. Ce de am mai spus, numărul Andrei? 4. Și asociind 1 cu 4, este primul număr de pe tricou care a jucat el. 14. Primul număr de pe tricou, 14. Da. Bun raționament. Hai să trimitem, da, bila care a ajuns la 4. Hai, dreapta, hai. Hai, dreapta, Andrei. Hai, Andrei, e gol. Nu, nu. Da. Totalul e de 34.534. Eu îl simt pe Andrei că ezită. Ce face în meciuri? Ezită, Andrei nu aruncă. Ce poziție e la handbal? Extremă dreapta. Extremă dreapta. De, păi, Andrei, ce numărul face? Numărul 7. Hai cu 7, da, și hai să înscriem o dată golul, da, ăla, că nu mai pot. Hai să trimitem bila asta. Hai să o lansăm. De data asta hai la 7. Și vreau să 7. Văd golul ăla, Andrei, că nu mai pot. Andrei e acasă, se uită, te rog eu. Hai, da, să vedem golul. Ești gata? Da, vă aștept, hai, aici.
Hai, așteaptă acolo să cadă bila. Hai, dreapta. Hai, bine, Codu. E bine. Trimite-o. Nu, dreapta. Trimite-o. Dreapta. Trimite-o. Trimite-o. Yeah! Și ăsta-i golul lui Andrei. Ăsta-i golul lui Andrei. Bravo, Andrei. În sfârșit ai dat gol. Aoleo. A știut Andrei ce a făcut. Ne-a fiert. Băi, a aruncat. Și în sfârșit a scris. Golul victorios. Și avem un total de 184.534 de lei. E bine. Zidul îți dă, Zidul îți ia, dar mai mult îți dă. Sigur. Ah, bun. Avem meciul de handbal, îl avem pe Andrei care joacă, asta ți-ai imaginat, care nu înțeleg, Andrei, de ce nu e cu noi? Andrei are un turneu. Are turneu? Da. Normal. Nu... Jucător. Înțeleg și eu sunt cu squash și mă duc la turnee în fiecare lună aproape, îl înțeleg, dar el vă sprijină și Zidul te sprijină. Sigur. Am ajuns la partea cu întrebările, da? Deci cele trei bile albe care se fac verzi sau roșii în funcție de ce răspunde Magda. Noi vedem doar variantele de răspuns și tu ar trebui să intuiești cam despre ce e vorba. Hai să mergem cu prima întrebare, primele variante de răspuns. A. Coccis. B. Sacru. C. Rotulă. D. Cubitus. Posibil unul dintre cele 223 de oase din... Unul dintre cele 223 de oase din corpul uman? Posibil. Magda se pricepe la capitolul ăsta? Eu sunt optimist și am fost în tot timpul optimist. O să dăm un răspuns bun. Hai să vedem atunci. Și hai să luăm o bilă. De unde ai vrea să lansezi bila? O să începem tot cu 4. 4? Da. Bun. Ok, la mijloc. Nicio problemă? Da. Lansăm bila. Bila se duce la 4 și trimitem întrebarea către Magda. Ok. Care dintre următoarele oase din corpul uman nu are formă triunghiulară? Coccis, sacru, rotulă, cubitus. Deci nu are formă triunghiulară. Păi, din câte am, să zic așa, din ce cunosc eu așa cât de bine, cât de cât, coccisul nu cred că are formă triunghiulară. Vai, foarte multe emoții. Varianta B, sacru, nu cred că există os sacru, varianta C este rotula, iar varianta D, cubitus, nu-mi spune nimic cubitus. Elimin varianta A, varianta B și varianta C și blochez varianta C. Oh, ai zis că elimin. Ce emoții are Magda, A spus că elimină și a spus. Spunea că elimină albe și ce l-a mai eliminat. Bă, Albert. Da. Hai să vedem ce zice Zid. Da, răspunsul era greșit. Nu a eliminat ce trebuia. Da. Foarte bine, era bine cu Deu. Cubitus era răspunsul corect. Primul răspuns. Ești pregătit? Da. La acolo, la meci, da? Aici mergem în partea asta, să ratează adversarul. Vrei? Da, hai să discutăm cu infractorul, contravenientul, trebuie să ajungă în zonele astea, da? Hai, sigur. Hai, gata? Da. Hai, să cadă bila! E bine, e bine, e foarte bine, e foarte bine. Stânga, nu, 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 stânga, stânga. Meciul în continuare, bun. Sigur. 184.533 de lei. E bine. Stăm bine. E prietenul nostru. Hai să mergem mai departe cu următoarele variante. A. Tenis. B. Fotbal. C. Basket. Sau D. Polo. O să avem o întrebare. Numai handbalul nu e pe sport. Pe zid. Nu e o problemă asta. Problema este că
soția mea nu este un microbist înfocat. V-ați uitat la meciuri împreună? Ne-am mai uitat, da. Și... Dar la tenis? La basket? Da, nu, la basket, mai puțin basket. Și polo. Dar vorbim de o minge aici. Ai șansa să dublezi la această întrebare. Poți avea două bile care cad din același loc. Spune-mi dacă vrei sau nu să dublezi. Da, o să dublez. Dublăm, foarte bine. Dublăm, te rog. Da. Să iei una dintre bile. Vreau să te anunț că ai un posibil câștig de 300 de mii de lei. Da, spune-mi, te rog, de unde vrei să le lansezi. Am început cu 4, o să urmeze 5. La poziția 5? Da. Lansăm bila. Prima bilă se duce la poziția 5. Da. Am trimis a doua bilă. Okay. Care ajunge la 5? Emoțiile. Și... Trimitem, nu emoțiile, doar întrebarea către Magda. Hai, mami. Hai, mami. Ce sport a practicat faimosul cântăreț Julio Iglesias înainte de a se lansa în muzică? O să știe. Tenis. Fotbal. Basket. Polo. E bucuroasă, știi? Iubire, cred că ai dublat. Că este o întrebare foarte, mi se pare mie, ușoară. Și blochez varianta B, fotbal. Bravo, iubire. Am văzut ai aplaudat puțin firav. Bine, tu de la început erai, da, e fotbal, este fotbal. Dar cel mai mult îmi place de Magda. Cred că e fan Julio Iglesias, da? Toată lumea e fan. Răspunsul este... Corect, avem două bile verzi la poziția 5. Hai, fratele meu. Julio Iglesias, dar spune-mi atât. Ce poziție? Pe ce poziție, dacă știi, pe ce poziție a jucat Julio Iglesias? Fundaș a jucat. Fundaș portar. E bine. Tot pe acolo. E tot în la apărare. Tot în apărare. Acum nu vreau apărare, vreau ofensivă. Sigur. Da, avem ofensivă, suntem iar la meci. Suntem iar în zona meciului, da, suntem în atmosfera aia. Hai să cadă bilele. Hai. În dreapta. Trimite-le! Trimite-le, Alberto, dreapta! Nu, e mare. Bine! E bine! E bine! O, da! 289.533 de lei! Hai. Super! Hai să vedem și variantele de răspuns pentru a treia întrebare. A. Socrate. B. Esop. C. La Fontaine. D. Homer. O operă scrisă. E o întrebare mai grea. Mm-hmm. Și de aceea nu o să risc. Tu ai șansa să triplezi acum. Însă, dacă nu ești sigur... Da. Că eram sigur... Cred că este prima bilă pe care o să o pun cu gândul la copii. Adică ei vor avea nevoie de ceva din partea mea și vreau să-i ajut. Din acest motiv o să merg doar cu o singură bilă. Hai să luăm bila, te rog. Și spune-mi de unde vrei să o lansăm. Nu, am pus niciodată pe 2. E un raționament bun. N-a fost 2 niciodată. Da. Hai să încercăm și 2. Ești sigur? Da. Hai să lansăm bila. Ea se duce la 2. Ce scriitor din Grecia antică este considerat părintele fabulei? Socrate, Esop, La Fontaine, Homer. O să știi. Emoții mari. Mari. Este un domeniu mai puțin cunoscut. Așa, mie. Să sperăm că n-ai triplat, iubire. Am să elimin varianta Socrate, varianta C La Fontaine. Ar fi între varianta B și varianta D. E ok. Blochez varianta D, Homer. Magda a blocat răspunsul, Alberto, erai foarte, foarte agitat. Da. Ai făcut ture încolo, ai făcut ture încolo, ai făcut ture încolo. Deci, sunt ce sigur că știe. Poftim? Sunt sigur că știe, dar e foarte emoționat. Sigur că știe, da. Tu ce ai fi ales? La Fontaine. La fel ca ea? Nu, La Fontaine. La Fontaine. Hai să vedem ce spune zidul, dacă a fost sau nu corect.
Din păcate, nu a fost corect. Răspunsul era Esop. Esop. Nu-i nimic. Suntem la meci iar? Da. Iar la meci? Hai la meci, hai la meci. O să avem... Uite, poarta. Hai, să cadă bila. În stânga va cădea. Da? Nu e bine, nu e bine. E bine, acum stânga, am spus trimit-o stânga. Trimit-o în stânga, e acolo, bine, da, da, da. Extraordinar, bun. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Când e bine, e bine. E bine. Hai că am trecut și peste emoția asta. 289.532 de lei. Voi, după prima rundă, după cădere liberă, ați acumulat suma de 25.123 de lei. La această sumă am adăugat câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de Magda. Așa că ajungem la un total de 45.123 de lei. Asta este valoarea contractului în cazul în care îl semnează Magda. Magda nu știe ce s-a întâmplat aici și nu știe nici suma pe care tu ai acumulat-o, sumă care se poate modifica pentru că vor urma și cele patru bile roșii. Da? Înainte de a trimite contractul la Magda, îți voi oferi șansa să-i transmiți energia ta și să-i sugerezi, chiar dacă nu ne aude telepatic, ce ai vrea ca Magda să facă acum. Iubire, vei lua cea mai bună decizie pentru noi și pentru club. Vei avea șansa să fim bine. Bun. Să plece contractul. Contractul a plecat. Și acum, contractul a ajuns la Magda. O decizie foarte grea. Bine, mi-aș fi dorit să fie alături de mine acum, în momentele astea. Vai, este foarte greu. Ce crezi că va face Magda? Îmi spuneai la început că voi n-ați avut nicio strategie, n-ați vorbit înainte. Ce ai spus, Magda? Ce simți în momentul ăla? Ce simți? S-a întors contractul. Nu știm dacă Magda a semnat sau nu. O să vedem în curând dacă Magda a semnat sau nu contractul și cu câți bani pleacă cei doi de la Marele Zid. Revenim imediat! S-au întâmplat foarte multe, atât pot să-ți spun. A fost mai rău ca la orice meci la care ai asistat în viața ta. Dorința mea este să-l fi rupt. Nu pot decât să sper că ai luat hotărârea corectă.